Salutare, americanul, vă salută, bine ați venit la un nou videoclip. Sunt exact la locul faptei. După cum bine știți, mai este o lună și vine Crăciunul și m-am gândit să fac un video înainte de Crăciun. Sunt la un mini copac aici, într-un parc din Paris și bineînțeles la un copac numit Brad cu Spin. Și bineînțeles, dacă vă orientați bine și vedeți acest mini copac, o să mă învârt un pic după el și apoi o să vă zic americanul ce poate să facă acest copăcel. Și bineînțeles, o să-l arăt și, de la depărtare. Acest mini copac o să meargă împodobit numai cu petale și bineînțeles cu globuri argintii. Deci americanul vrea să vă amintească că prin acest videoclip Crăciunul este aproape. Deci nu uitați, pentru că mai este o lună și bineînțeles acest brăduț este într-un parc aici, într-o zonă numită San Bernard a Parisului. Și bineînțeles americanul, când o să fie în luna decembrie, o să vin să-l împodobesc cu globuri și bineînțeles o să pui și globuri argintii și bineînțeles o să pun americanul și globuri negre și bineînțeles mai sunt copaci în dreapta mea, dar bineînțeles aici americanul filmează acțiunea totală. Deci o să vin americanul cu un videoclip în luna decembrie, cum împodobește acest mini copac care îl ajută pe americanul să își amintească de luna decembrie, când vine Crăciunul. Deci undeva acolo sus el are deja globuri naturale, dacă vă uitați. Deci se vede mai frumos de la depărtare. Ia priviți cum se observă acțiunea. Și bineînțeles, el este un copac natural, nu este un copac artificial. Este natural și bineînțeles cam înțeapă, după cum vedeți, este plin de spini. Și bineînțeles, în zona lui este numai iarbă verde și bineînțeles această structură care puteți să vedeți mai departe. Ia uitați cum se vede. Deci americanul poate să facă și zoom. Deci haideți să mergem la Brad să-l salutăm și bineînțeles americanul să vă salute în curând. Și bineînțeles, urmează un nou videoclip cu Bradul. Forță! Bum!